Informația momentului, Agenția Națională de Integritate o acuză pe Clotilde Armand de conflict de interese și incompatibilitate după ce s-a numit manager de proiect și și-a mărit salariul cu 30%. A fost sesizat și parchetul general pe această speță. Colega mea Cristina Mihăilescu vine cu toate informațiile. Bine te-am găsit, Cristina! Bine te-am găsit, da... Primărița Clotilde Armand a fost dată pe mâna procurorilor de la parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție de către Agenția Națională de Integritate, tocmai ce a anunțat instituția, că aceasta este bănuită de incompatibilitate și conflict de interese. Mai exact, se pare că primărița Clotilde Armand ar fi semnat, începând cu luna februarie a acestui an, 5 dispoziții prin care s-a autonumit manager al unui proiect care ar promova măsuri anticorupție. Și prin această numire, primărița și-a și mărit salariul cu un procent de 30%. De altfel, a fost anunțat și prefectul capitalei, care trebuie să facă verificări cu privire la legalitatea acestor acte administrative semnate de Clotilde Armand. Pe de altă parte, imediat după ce Ani a trimis comunicatul, a venit și reacția lui Clotilde Armand. Aceasta a încercat să fie așa ușor ironică, spunând, citez, gata, m-au prins, glumesc, nu aveau cu ce. De altfel, a adăugat că a respectat legea și chiar ar fi avut acordul Ministerului Investițiilor, că știa de faptul că un membru al PNL Sector 1 a depus plângere împotriva ei la Ani și că așteaptă parchetul și prefectura să facă verificări. De altfel, ea spune că se simte hărțuită, că este o încercare a PNL Sector 1 să o hărțuiască. Cristina Mihăilescu, mulțumim foarte mult. Victor Ciutacu ni se alătură. Bine te-am găsit, Victor. Nu știu cum se face, Victor, că din nou e doamna Clotilde Armand hărțuită și în acest caz în care și-a și mărit salariul cu 30% și tot ea este victimă. Nu știu cum se face. De fiecare dată, doamna Armand e o victimă a cuiva. Bate câmpii ca de obicei și joacă aceeași carte politică. Oamenii răi de la PNL Sector 1 o hărțuiesc. Hai să ne înțelegem foarte bine, dragul. Nu există minister în țara românească abilitat de lege să dea derogări și aprobări în alb de încărcare a legii. Că asta s-a făcut doamna Armand. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, sau cum se cheamă construcția aia, poate cel mult să fie consultat informal pe de o parte, respectiv pe de altă parte, strict formal, poate să spună dacă o instituție, în special primăria sectorului, cu care nu e Clotilde Armand o persoană fizică, este eligibilă să primească fonduri europene dintr-un anume proiect. Hârtia de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, din câte am înțeles eu chiar de la doamna Armand, a statuat faptul că primăria sectorului 1 are dreptul să primească fonduri europene. Nu că doamna Clotilde Armand poate să pună șef peste proiecte. E cu totul și cu totul altceva. Mai mult decât atât, veniturile financiare ale unui edil, fie că e primarul general capital, e primar de sector sau de comună, sunt stabilite prin lege. Este legea aia salarizării unitare a bugetarilor. După cum știi, toate funcțiile publice sunt asimilate. Există niște praguri, da? Și acolo scrie cât poți să aibă un primar de sector. Și aia sunt bani. Nu există mai mult decât atât. Aia sunt bănișorii, așa scrie acolo la... Spre exemplu, primarul capitalei, dacă nu mă înșel, are salariu cât al unui ministru. Și sănătate și drum bun, nu tu venituri suplimentare, nu tu nimic. Nu te pui tu pe tine, șef de proiecte, pe bani europeni, ca să îți suplimentezi veniturile. Doamna Armand, văd că se poate pune, Victor. Asta e, de fapt, drama, dar întrebarea e dacă se va întâmpla ceva după toată această poveste. Păi vreau și eu să vă cum se mișcă procuratura cu această ocazie. Țin să-ți amintesc, dragoste, și tuturor telespectatorilor noștri, există oameni care și-au pierdut, spre exemplu, mandatele de parlamentar pentru diverse incompatibilități sesizate de Ani parchetului general în vremea mandatului domnului Horia Georgescu, dacă te aduci aminte, când veneau la pachie câte 20-30 de primari, parlamentari și așa mai departe, incompatibili, dați pe mâna pachetului, există oameni care și-au pierdut mandatele de parlamentar. În mod normal, conform legii, doamna Armand ar trebui pentru început să fie suspendată de prefect din calitatea de primar al sectorului 1 și ulterior, în urma unui proces, cât ar a fost anasă legal, să-și piardă mandatul. Dar trăim în România. Trăim în România, Victor, și îți mulțumesc foarte mult pentru această intervenție.